I want to speak on the journey of the children of Israel. Doresc să discutăm în această săptămână despre călătoria poporului evreu. From Egypt to the promised land. Din Egipt în țara promisă. Now this was an actual journey that Israel took under the leadership of Moses. A fost o călătorie pe care poporul Israel a întreprins-o sub conducerea liderului lor Moise. But it was a journey that was planned before the foundation of the world. Această călătorie însă a fost planificată încă înainte de întemeierea lumii. And the apostle Paul gives us a reason for this. Apostolul Pavel ne dă un motiv pentru aceasta. In 1 Corinthians chapter 10. În 1 Corinteni capitolul 10. When he said that the things that happened to them happened for our instruction. Ne spune acolo că lucrurile care au fost s-au întâmplat cu ei a fost pentru spre folosul nostru, spre instruirea noastră. So although for Israel it was an actual journey. Cu toate că pentru poporul evreu a fost o călătorie reală care s-a petrecut. That took some 40 years. A ne fost nevoie de aproape 40 de ani. The real purpose of the journey is to instruct the church in the ways of God. Dar scopul adevărat al acestei călătorii a poporului evreu este de a instrui, de a forma biserica lui Hristos în călătoria spre It Dumnezeu. It is a spiritual journey of the church. E o călătorie spirituală a bisericii. It is a spiritual journey of each believer. Este o călătorie spirituală a fiecărui credincios. And as leaders, we have to lead our congregation on this spiritual journey. Și noi ca lideri trebuie să conducem poporul pe care Dumnezeu ne-l-a dat în această călătorie spirituală. Now whenever God does something in the word of God. De fiecare dată când Dumnezeu face ceva în cuvântul său. He always does it through leaders. Întotdeauna el lucrează prin lideri. And therefore the leader is first formed. De aceea liderul este format în primul rând. And God spends a long time with leaders. Și Dumnezeu petrece mult timp formând lideri. Preparing them for the work that he has for them. Pregătindu-i pentru lucrarea pe care el i-are pentru ei. And we must understand that leaders are chosen before the foundation of the world. De asemenea, trebuie să înțelegem că liderii sunt aleși încă înainte de întemeierea lumii. We have to understand first of all God. Trebuie să înțelegem în primul rând pe Dumnezeu. And perhaps one way of describing him would be like this. Și un mod de a-l descrie pe Dumnezeu ar fi următorul. We have television sets. Noi avem aparate de televiziune. And on those television sets we can see the past and present. Și la televiziune putem să vedem trecutul și prezentul. We have history channels. Avem canale care sunt canale de istorie. And they can show us the things that are past. Ele ne ilustrează trecutul. And we can also see the things that are happening. De asemenea putem vedea lucrurile prezente, ce se întâmplă, știrile. But we cannot see the future. Dar la televizor nu putem vedea viitorul. However, God can see the future. În schimb, Dumnezeu poate vedea viitorul. And therefore God can see the past, present and future. De aceea Dumnezeu este acela care are abilitatea să vadă trecutul, prezentul și viitorul. And he knows exactly what is going to come to pass. Și el știe exact toate lucrurile care se vor întâmpla și cum se vor întâmpla. Because he not only knows, but he has determined the future. El nu doar știe lucrurile cum se vor întâmpla, ci el le-a determinat, le-a desemnat să se întâmple într-un anume mod. And although he has given us a free will, cu toate că ne-a dăruit o voință liberă, because he is God, he knows what we're going to do with that will. Datorită faptului că el este Dumnezeu, atotștiutor, el știe care va fi alegerea noastră. And therefore God can speak the things that he would want to happen in our life. De aceea el poate să vorbească la anumite lucruri care el dorește să se întâmple în viața noastră. He can give us promises. El ne poate dărui promisiuni. But he also knows if we will fulfill those promises. Dar el de asemenea știe dinainte dacă noi vom împlini promisiunile pe care el ni le dă. As it was with Moses. Așa cum a fost cu Moise. He gave Moses a charge. I-a dat lui Moise o instrucțiune. To bring the children of Israel up out of Egypt. I-a dat o temă de a-i duce pe poporul lui evreu, de a-i scoate din Egipt. And into the promised land. Și de a-i conduce în țara promisă. So Moses could only bring them to the River Jordan. În schimb Moise a avut abilitatea de a-i duce pe poporul evreu doar până la râul Iordan. Now I want to consider first of all Moses. Aș vrea să ne uităm puțin în viața lui Moise. He was a leader. El a fost un lider. And there are certain things about Moses that are very important for us to understand. Sunt anumite lucruri despre Moise care sunt foarte importante.
First of all, his genealogy. În primul rând, genealogia lui Moise. You know, the genealogy of a person is very important. Genealogia unei persoane este extrem de importantă. Because that genealogy has formed us. Pentru că genealogia ne formează, ne conturează pe noi. We are what we are because of our parents and grandparents. Suntem ceea ce suntem datorită părinților, datorită bunicilor noștri. And it's also important for us to understand this genealogy. E extrem de important pentru ca noi să înțelegem această genealogie. Because our parents have given us certain good things. Pentru că părinții noștri ne-au transmis anumite lucruri bune. But they've also given us weaknesses. Dar de asemenea ne-au transmis lucruri, niște slăbiciuni, lucruri mai puțin bune în viața noastră. And it's important for us to know both. E extrem de important să le cunoaștem pe ambele. So that we know the things that we have to watch in our life. Pentru ca să putem să știm lucrurile la care asupra cărora trebuie să fim atenți în viața noastră. So that we can ask God for grace to overcome the weak points. Pentru ca să-i cerem lui Dumnezeu har, să putem să biruim punctele slabe ale vieții noastre. And to appreciate our strong points. Și să recunoaștem, să fim recunoscători lui Dumnezeu pentru calitățile care le-am primit. Now Moses came from a very righteous line. Moise s-a tras dintr-o linie neprihănită, dintr-o familie după voia lui Dumnezeu. He came from Levi. A venit din seminția lui Levi, who was a very righteous man. Care a fost un om sfânt. And much is spoken of concerning Levi in the word of God. Și în cuvântul lui Dumnezeu se vorbește destul de mult despre leviți. But he made a very firm decision to follow God. Dar el a făcut o decizie foarte clară în inima lui să-l urmeze pe Dumnezeu. And we see that characteristic in Moses. Și caracteristica aceasta putem să o vedem în viața lui Moise mai departe. A determination to put God before everybody else. Acel determinism de a-l pune pe Dumnezeu pe primul loc în viața lui, în fața oricărui lucru. Now many people want to be leaders. Mulți oameni doresc să fie lideri. They have a tendency of appointing themselves. Unii au tendința de a se autonumi lideri. But true leaders are appointed by God. Dar liderii adevărați sunt aceia care sunt numiți de Dumnezeu. It is the prerogative of God to determine who is going to be a leader. Numirea liderilor este un prerogativ care revine lui Dumnezeu. And what is the one quality above everything else that God looks for in leadership? Care credeți că este o calitate deasupra tuturor celorlalte pe care Dumnezeu le caută în viața unui lider? And it is given to us by the Apostle Paul. Ne este dăruită, oferită de Apostolul Pavel. In 1 Timothy chapter 1 and verse 12. În 1 Timotei 1 cu 12. Paul gives us a reason why he was chosen. Pavel ne dă acolo un motiv datorită faptului căruia el a fost ales. And after all, he was one who persecuted the church. El, cel care a fost care a persecutat biserica lui Hristos. He called himself the chiefest of sinners. S-a denumit mai marele păcătoșilor. But why was he chosen of God? Dar de ce a fost el ales de Dumnezeu? Because he said God counted me faithful. De ce? Pentru că Dumnezeu m-a socotit credincios sau vrednic de încredere. And that is the most important quality. Asta e cea mai importantă calitate. God wants to give us a work to do. Dumnezeu dorește să ne ofere o lucrare pe care să o facem. You might look, for example, at this building. Te uiți poate la această clădire. And the building that you're constructing. Și clădirile care voi le construiți aici. Now you contract with workers to build this building. Sigur că ați angajat zidari, oameni, constructori care să zidească. And you choose people to do this work. Și ați făcut o alegere înțeleaptă a oamenilor care să facă această lucrare. Based upon their ability. Și alegerea pe care ați făcut-o a fost bazată pe abilitatea acestor oameni. And the fact that they will faithfully carry out the work that you have entrusted them to do. Și în al doilea rând, prin faptul că ei au fost credincioși și au împlinit termenul de execuție pe care voi le-ați cerut. You don't want them to make a building after their ideas. Nu doriți să facă o clădire după ideea lor. And that so often is a problem with leaders. Asta este deseori problema cu care ne confruntăm în conducere. Instead of getting the plan of God. În loc să alegem planul lui Dumnezeu. They decide what they are going to do. Ei decid ce vor face. And therefore, when we're looking at true leaders. Și atunci când ne uităm la liderii adevărați. You will find, for example, with Moses. Vei vedea în viața lui Moise. That when he was given the task of constructing the tabernacle. Atunci când i-a fost însărcinată acea temă de a construi cortul.
God admonished him to make it according to the pattern that was shown him. Dumnezeu l-a avertizat și i-a spus să o faci după modelul pe care eu ți-l voi arăta. He could not change it. El nu putea și n-avea dreptul să schimbe modelul dat de Dumnezeu. Because it was to reveal eternal truth. De ce? Pentru că Dumnezeu dorea să descopere adevăruri eterne și veșnice. And therefore God has chosen you. De aceea Dumnezeu v-a ales pe voi. Because he counts you faithful. Pentru că Dumnezeu vă consideră credincioși. That you will do what God wants you to do. Pentru ca voi să faceți ceea ce Dumnezeu dorește ca voi să faceți. And as we see in 1 Corinthians chapter 12. Și așa cum vedem în 1 Corinteni capitolul 12. It is God the Father that plans the operations. Dumnezeu Tatăl este cel care planifică toată strategia și modul de funcționare. Christ who administers. Hristos care slujește. And the Holy Spirit that gives the gift. Și Duhul Sfânt este acela care dă darurile. And therefore God has a plan. De aceea Dumnezeu are un plan. He has a plan for each one of our lives. Are un plan pentru fiecare din viețile noastre. He has a plan for your congregation. Are un plan pentru adunarea noastră. And God the Son gives the leaders. Și Dumnezeu Fiul este acela care pune conducere sau dă liderii. He gives the ministry gifts. El dă darurile de slujire. And the Holy Spirit gives the spiritual gifts to accomplish that. Și Duhul Sfânt este acela care ne dăruiește darurile spirituale pentru ca să împlinim chemarea și slujba la care Tatăl ne-a chemat. So we have to live with God. Așa că noi trebuie să trăim într-o legătură strânsă cu Dumnezeu. Because we are called upon to perform an eternal work. Pentru că noi suntem chemați să facem, să îndeplinim o lucrare veșnică și eternă. As Isaiah says, to plant the heavens. Așa cum Isaia a spus, să planificăm cerurile. And so we've got to form people according to the pattern that God has for them. Așa că trebuie să-i formăm pe oameni după modelul pe care Dumnezeu ni l-a dăruit pentru ei. Well, let's come back to Moses. Să ne întoarcem la Moise. He was called of God. El a fost chemat de Dumnezeu. And Satan knows who is called of God. Diavolul știe cine este chemat de Dumnezeu. And Satan sought to kill him. Și diavolul a încercat să-l omoare. You know, as a baby. Încă din perioada prunciei lui. And sometimes this is very useful. Uneori e foarte folositor. If you see attacks against little children. Dacă vezi atac împotriva copiilor încă de mici. It is because Satan knows God's purpose for their life. Este pentru că diavolul știe care este scopul, planul lui Dumnezeu pentru viața lor și încearcă să îi atace. Now Moses was preserved by God. Moise a fost protejat de Dumnezeu în viața lui. In Pharaoh's household. În casa lui Faraon. And he was instructed in all the wisdom of the Egyptians. A fost format, instruit în toată înțelepciunea Egiptului. And here is another truth. Un alt adevăr. Secular preparation is very important. Să știți că pregătirea seculară pe care o întâlnim și o găsim la facultate sau în viața de zi de zi e foarte importantă. And therefore with the young people. Tinerilor. We want to pray very carefully concerning the work that they should do. Trebuie să ne rugăm cu mare atenție cu privire la lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat să o facem. Because God uses the secular work to prepare them for the spiritual calling. Pentru că Dumnezeu folosește acest timp de pregătire seculară pentru a ne pregăti pentru lucrarea spirituală care ne-a chemat. And so it was with Moses. La fel a fost cu Moise. But here we have another problem. Aici mai avem o altă problemă. Moses is in the household of Pharaoh. Moise se afla în casa lui Faraon. He is being prepared in that secular department, if I could say that. A fost pregătit în acea teritoriu, departament secular. But he has the call of God. Dar are o chemare a lui Dumnezeu peste viața lui. And he knows he has the call of God. Și el știe că e chemat de Dumnezeu. And so when he goes to visit his brethren. Atunci când merge să-și viziteze frații. And he sees an Egyptian fighting with one of his brethren. Vede pe un egiptean care se luptă cu unul din frații lui evrei. He kills the Egyptian. Ucide pe acel egiptean. Why? De ce? And the Acts of the Apostles brings this out very clearly. Faptele Apostolilor aduce asta foarte clar. He thought that his brethren would understand that through him God was going to deliver them.
Acolo ne spune că frații lui au știut sau vor înțelege faptul că Dumnezeu va duce eliberarea prin el, prin Moise. And when we have the initial call of God, și atunci când avem chemarea primară a lui Dumnezeu în viața noastră, we so often take things into our own hands. Deseori încercăm să luăm lucrurile sau această chemare în mâinile noastre. And we say we have the call of God. Și atunci spunem, Doamne, eu am chemarea ta. Now I will go in and do what God wants me to do. Așa că eu iau și fac și voi drege ceea ce Domnul vrea ca eu să fac. But there's a difference between having the call and being commissioned by God. Este o diferență între a fi chemat de Dumnezeu și a fi trimis de Dumnezeu. And he was rejected by his brethren. Dar el a fost respins de frații lui. They said, "Who made you a ruler over us?" Și frații lui i-a spus lui Moise, "Cine te-a făcut pe tine stăpânitor, domn peste noi?" You see, it's not until we're commissioned of God that the people of God will accept us. Există un moment în care suntem trimiși de Dumnezeu și momentul trimiterii este momentul când oamenii recunosc chemarea lui Dumnezeu peste viața noastră. And a leader must have acceptance. Și un lider trebuie să fie acceptat. And that acceptance is given by God. Acceptarea este în primul rând oferită de Dumnezeu. When we are ready. Atunci când suntem gata. And when it's God's time. Și în timpul lui Dumnezeu. Because God has his timetable. Pentru că Dumnezeu are timpul lui. You know, I'm writing a book on apostles, you see. Scriu acum o carte despre apostoli. And it's very interesting. At the moment I'm in the life of the apostle Paul. Și e interesant să urmărim viețile apostolilor. Eu acum chiar studiez viața apostolului Pavel. And the apostle Paul was traveling through modern day Turkey. Apostolul Pavel călătoria prin Turcia de astăzi pe vremuri. And there was a province in Turkey that was called Asia. Și în Turcia era o provincie care era numită Asia. And on his second missionary journey, în a doua sa călătorie misionară, God would not permit him to preach in Asia. Dumnezeu nu i-a permis să predice cuvântul în Asia. But he had to go on to Troas. A trebuit să meargă la Troa. And there he received the Macedonian call. Și acolo el a primit chemarea macedoniană. But later on, dar mai târziu, he came to Asia. S-a revenit în Asia. And spent 2 to 3 years in Asia. Și a petrecut 2 până la 3 ani acolo. In other words, God has his timetable. În alte cuvinte, Dumnezeu are timpul lui pentru fiecare lucru. And it's so important to understand this. Și e important să înțelegem timpul lui Dumnezeu. And if you reflect on the life of the apostle Paul. Dacă reflectăm la viața apostolului Pavel, one of his most fruitful ministries was in Asia. Una din cele mai pline de succes, cele mai roditoare lucrări ale sale a fost în Asia. But at the beginning God would not permit him to stay there. Dar la început Dumnezeu nu i-a permis să stea acolo, să meargă pe acolo. Why? De ce? Because God had a timetable. Pentru că Dumnezeu a avut un timp al lui oportun, specific. And we must understand God has a timetable. Noi trebuie să înțelegem că timpul lui Dumnezeu este important. God has spoken to me concerning a certain country. Dumnezeu mi-a vorbit mie cu privire la o anumită țară. Oh, he spoke that years ago. Cu ani în urmă mi-a vorbit. And I've been to about 100 countries. Am fost la peste 100 de țări. But I have not really had a ministry in this country that God spoke to me. Dar n-am avut nicio lucrare de slujire în țara în care Dumnezeu mi-a vorbit. Why? De ce? Because it's not God's time. Pentru că nu era timpul lui Dumnezeu. You see, we must understand God has a time. Trebuie să înțelegem timpul lui Dumnezeu. We can be ready. Noi putem să fim gata. But God has his time. Dar totuși Dumnezeu își rezervă timpul lui pentru fiecare lucru. It's a great blessing to us. Și dacă ne putem aminti acest lucru, va fi o mare binecuvântare pentru noi. You find it in the great leader Christ himself. Putem observa aceasta în viața celui mai mare lider care a fost Isus Hristos. In Isaiah chapter 49. În Isaia 49. You know, we have an illustration of the life of Christ. Avem acolo o ilustrare a vieții lui Hristos. And he is likened to an arrow. Și el este asemănat cu o săgeată. And God speaks of forming Christ to become his arrow. Dumnezeu vorbește că îl formează pe Domnul, pe Domnul Hristos, pentru a deveni săgeata lui. And then it speaks of the fact that he is placed in the quiver. Și apoi ne spune că el este pus în teacă. And that shows us Christ was ready. Asta ne arată că Iisus Hristos a fost gata. Before he commenced his ministry. Înainte de a fi fost trimis în lucrare.
But God had not prepared the ground for it. Dar Domnul Dumnezeu nu a pregătit terenul pentru aceasta. So he had to wait. Așa că trebuia să aștepte. For God's timetable. Pentru timpul lui Dumnezeu. I think that's something that we have to learn as leaders. Cred că este ceva care trebuie să învățăm ca lideri. We have the call. Avem o chemare. But we have to wait for God's timetable. Dar trebuie să așteptăm pentru timpul lui Dumnezeu. Because God has to prepare many other things, you see. Pentru că vedeți, Domnul Dumnezeu trebuie să pregătească multe alte lucruri. Because it's no good us going if we're not going to be accepted. Pentru că nu e bine să mergem dacă nu vom fi acceptați, primiți. So here with Moses. Iată-ne din nou în viața lui Moise. He felt he was ready. El a simțit și a crezut că este gata. He had the call. Avea chemarea. He was going out to deliver. Mergea să elibereze pe poporul lui Dumnezeu. But it was not God's time. Dar nu era în timpul lui Dumnezeu. And so Moses fled into the wilderness. Așa că Moise a fugit în pustie. And there for 40 years. Pentru 40 de ani acolo. He kept sheep. A fost un păstor care s-a îngrijit de oi. You know, it's interesting when we look at the life of Moses. E așa de interesant dacă observăm viața lui Moise. How tiny little acts helped God's program with his life. Cum așa fapte mici, poate neînsemnate, a ajutat programul lui Dumnezeu pentru a se împlini. He comes into this wilderness. A venit în pustie. And there he sees shepherds. Și acolo îi vede pe păstori. And there are two girls. There are girls there, you see. Sunt fete și fete pe acolo. And they're tending their father's sheep. Și ele se îngrijeau de turma tatălui lor. And the other shepherds are pushing them away. Și ceilalți păstori nu sunt prea drăguți cu ele. And Moses stands up to help them. Și Moise este acela care e un domn și îi ajută, le protejează. And that was his heart, you see. Asta era inima lui. His heart of righteousness. Inima lui de a face neprihănirea și dreptate. So he wants to defend these girls. Așa că el dintr-o dată devine apărător la acestor tinere. But through doing that. Dar prin faptul că a făcut lucrul acesta. The door is opened. S-a deschis o ușă. Into the house of Jethro. În casa lui Ietro. He marries one of the girls, Zipporah. Se căsătorește cu Sefora, una din fiicele lui Ietro. And for 40 years he looks after the sheep of Jethro. Și pentru 40 de ani el devine păstorul oilor lui Ietro. How important little acts are. Vedeți cât de importante în economia lui Dumnezeu sunt aceste fapte poate neînsemnate în ochii noștri. For example, this is a little testimony in America. Sunt pentru mulți americani unele teste pe care Domnul le dă. There was a man and he wanted to seek a job. Un bărbat a căutat o slujbă. And he had to be at this place at 9 o'clock. Și trebuia să fie la locul acela la ora 9. And he was driving along the road. Și conducea pe drum. And he saw a lady whose car had broken down. Și a văzut o doamnă a cărei mașină s-a stricat. Her wheel had gone flat. A făcut o pană. And she was trying to change the wheel. Și a încercat să schimbe roata, să ia roata de rezervă. He looked at his watch. S-a uitat la ceas. And he thought, if I stop, I'll miss my appointment. Și a zis, oh, dacă opresc, o ajut pe doamna asta, n-o să ajung la întâlnire. But what is the right thing to do? Dar el s-a gândit, ce lucru cel mai drept să-l fac? So he said, oh well, I better stop. Și a zis, oh, mai bine mă opresc. So he helped the lady change her wheel. A ajutat-o pe doamnă să-și schimbe roata. And so he continued on his journey. A continuat în călătoria lui. And he looked at his watch. S-a uitat la ceas. He was late. A întârziat. And he thought, oh well, I've missed my opportunity. Zice, oh, probabil că mi-am ratat ocazia pentru slujba asta. But he waited until he was called. Dar totuși a așteptat până a fost chemat în birou. And when he entered the room of the manager, când a intrat în încăperea managerului, who was going to decide which person was chosen for this job, care urma să decidă care va fi persoana aleasă pentru slujba respectivă, it was a lady whose wheel he had changed. A fost doamna cărei roată el a ajutat să-i schimbe roata la mașină. And he got the job. Așa că sigur a primit slujba. It's
important these little things. Lucrurile astea mici, neînsemnate, sunt importante. If Moses had not done that which was right at that time. Dacă Moise n-ar fi făcut ceea ce era drept la vremea aceea. And there appeared to be no profit for him in helping these girls. Și vedeți, nu trebuia să fie un mare profet pentru a vedea aceste lucruri. Little things. Lucrurile mici. Open up God's doors of opportunity. Lucrurile mici deschid ușa sau deschid ușile oportunităților, ocazilor lui Dumnezeu în viața noastră. Amen. Amin. We never know when we are being tested. Noi nu știm când suntem puși la încercare. We never know which door will open up to further God's purpose for us. Noi nu știm care este ușa care se va deschide pentru a ne promova, pentru a duce în planul mai departe în planul lui Dumnezeu. And so for 40 years he looked after sheep. 40 de ani s-a îngrijit de oi. Have you ever looked after sheep? Ai îngrijit vreodată oi? They are the most difficult little animals. Sunt cele mai dificile animale. Obedience is something they do not understand. Ascultare este un lucru și o terminologie pe care ei nu o pricep și nu o înțeleg. You tell them go in that direction. Le spui lor du-te în direcția aia. They go over there. Și oile se duc acolo. And so it is, you see, because we are all like sheep that have gone astray. Noi suntem toți ca niște oi care am mers pe cărări străine. And you have to be so tender with sheep. Cu oile trebuie să fii tare blajin și tare blând. You have to stroke them. Trebuie să le mângâi. You know, to encourage them. Să le încurajezi. You have to hand feed them. Să le dai mâncare din palma ta câteodată. You have to speak to them. Trebuie să le vorbești. Well, Moses had to learn all this, you see. Moise trebuie să învețe toate aceste lucruri. Because he was going to look after the flock of God. De ce? Pentru că lui se va da sarcina să supravegheze turma lui Hristos. So there were two sections in his training, you see. Așa că în pregătirea lui au fost două etape. To learn all the wisdom of this world. Să învețe toată înțelepciunea lumii la vremea aceea. And then to look after those sheep. Și apoi să se îngrijească de oile socrului său. But it was doing something in his heart. Dar aceste lucrări făceau ceva în inima lui Moise. This wilderness experience was developing meekness in his life. Această experiență pustie a dezvoltat blândețea în viața lui Moise. And that quality of meekness is essential in leadership. Și vezi, această calitate a blândeții este extrem de esențială, importantă în viața liderului. To whom does the Lord send? Pe cine îl trimite Domnul? We find in Isaiah chapter 16 and verse 1. Isaia 16 cu 1. We have to become lamb-like. Noi trebuie, așa cum spune cuvântul Dumnezeu, să devenim ca și miei. Cuvântul Domnului spune: trimiteți miei cârmuitorului țării. In order that we can face leaders. Pentru ca să fim față în față cu conducătorii. And Moses was chosen to go to the leader of Egypt. Moise a fost ales să meargă la conducătorul, la liderul Egiptului. And again, we have God doing something very extraordinary. Din nou vedem pe Dumnezeu făcând o lucrare extraordinară. There was that bush that started to burn. Vedem acel tufiș care arde. And Moses said, I will go and see. Și Moise spune: mă duc să văd. You know, one of the qualities of leadership is to have an inquiring mind. Una din calitățile conducătorului este că are o minte care cercetează, care dorește să cunoască. A mind that wants to learn fresh things. O minte care dorește să învețe lucruri proaspete, lucruri noi. And Moses had that. Și Moise a avut o asemenea calitate. He said, I will go and see. Mă duc să văd ce e asta. You know, we've got to have that mind that's very adaptable. Trebuie să avem acea minte care se adaptează la lucruri. For if Moses had not turned aside. Cu toate că Moise nu s-ar fi întors la o parte dacă n-ar fi văzut tufișul. Again, he would have missed the next step in his life. Atunci ar fi ratat următorul pas al vieții lui. And so he went to see this burning bush. S-a întors, deci, să se uite la acel rug aprins. And the Lord spoke to him. Și Domnul i-a vorbit atunci. You know, here was the holy God speaking to this man that he had indeed worked through
to become the leader he wanted him to be. Iată-l pe Dumnezeul cel Sfânt vorbind acestui om prin care el a lucrat și pe care l-a format să ajungă să fie liderul pe care el dorea să fie. And the Lord said to Moses. Și Domnul îi spune lui Moise. I have heard the cry of my people. Am auzit strigătul, plânsul poporului meu. You see, the people have to be ready. Vedeți, poporul trebuie să fie gata. When Moses was a young man of 40. Atunci când Moise era un tânăr la vârsta de 40 de ani. You know, the people were not ready. Poporul nu era gata. The people had to be prepared for 40 years. Poporul trebuia și el pregătit pentru o perioadă de 40 de ani. So that they would cry out to God. Așa că au strigat către Dumnezeu. Their hearts were ready. Și inima poporului era gata. You see, they wanted someone to deliver them. Au ajuns la punctul disperării și dorea ca cineva să-i salveze. The people were ready. Poporul era gata. Moses was ready. Moise era gata. And Moses said to God, they will not believe me. Și Moise îi spune Dumnezeu, Doamne, ei nu mă vor crede. And so God gave Moses three signs. Și iată că Dumnezeu îi dă lui Moise trei semne. The first one was his staff. Primul a fost cu toiagul. And that speaks of authority. Toiagul vorbește despre autoritate și conducere. And he threw the staff on the floor. A aruncat toiagul la pământ. It became a serpent. S-a transformat într-un pește, într-un șarpe. He picked it up again. A luat șarpele. And it became a staff. Și a devenit din nou un toiag. And that was a symbol that God had given Moses authority over Satan. Acest semn era faptul că Dumnezeu i-a dat lui Moise autoritate peste diavol. And as a leader, we must have that God-given authority. Și ca lider noi trebuie să avem această autoritate dată de Dumnezeu. And Satan knows who are the leaders. Deci diavolul, Satana știe care sunt liderii. You know, people like to say, "Well, I am the leader," you see. Oamenii unora le place să spună, "Eu sunt lider." Do you remember the seven sons of Sceva? Aduceți-vă aminte de cei șapte fii al lui Sceva. They said to this demon. I-au spus demonului. Come out in the name of Jesus whom Paul speaks. Vino afară, veniți afară în numele lui Iisus pe care Pavel îl predică. The demon said. Și demonul a răspuns. Jesus I know. Oh, pe Iisus îl știm. Paul I know. Și pe Pavel îl cunoaștem. But who are you? Dar cine sunteți voi? And he came after them. Și s-au dus după ei. You know, Satan knows who the leaders are. Satan știe cine sunt liderii. And so that is point number one. Punctul numărul 1. God gave Moses authority over Satan. Dumnezeu i-a dat lui Moise autoritatea asupra diavolului. And you must have that authority. Avem nevoie de această autoritate. For the work of the ministry that God has called you to. Pentru lucrarea de slujire la care Dumnezeu ne-a chemat. And then he put his hand into his breast. Apoi și-a băgat mâna în sân. And pulled it out. A scos-o. It was leprous. Și s-a umplut de lepră. And leprosy is a type of sin. Lepra ilustrează păcatul. He put it back. A pus-o înapoi. Pulled it out, it became clean. Și a scos-o din nou și mâna a fost curată. Signifying that he had power over sin. Acest semn simboliza faptul că Moise avea putere asupra păcatului. This is essential for leadership. E un lucru esențial pentru conducere. King David said. Împăratul David a spus. Let not sin have dominion over me. Nu lăsa păcatul să aibă stăpânire peste mine, Doamne. And as a leader, we must have dominion over sin. Ca lider, noi trebuie să avem stăpânire, să punem păcatul să-l ținem în control. Look, you must have dominion over anger. Trebuie să avem stăpânire peste mânie. Dominion over jealousy. Stăpânire peste gelozie. Dominion over lust. Stăpânire peste poftă. You know, so many people preach. As Paul said in Romans chapter 2. Așa de mulți oameni predică, așa cum Pavel spune în Romani capitolul 2. They preach against sin. Predică împotriva păcatului. But they themselves practice what they preach against. Dar ei însuși practică lucrurile împotriva cărora predică. And I try and tell pastors. Și încerc să le spun pastorilor. Look, it's no good preaching against that which you practice. Vedeți, nu aduce niciun folos să predici împotriva unor lucruri pe care tu însuți le practici.
If you haven't got control over your own spirit, dacă nu ai un control asupra propriului tău duh, how can you preach temperance and self-control? Cum poți să predici o îndelungă răbdare sau un control personal? It's no good writing these beautiful books. Degeaba scrii cărți extraordinare. If the truth isn't in you. Dacă nu este adevărul în tine. It is so important that we practice what we preach. E atât de important să practicăm ceea ce predicăm. Therefore we have to have dominion over sin. De aceea trebuie să avem putere asupra păcatului. You know, Peter speaks of those who preach deliverance. Petru vorbește de aceia care predică eliberare. And they themselves need to be delivered. Și ei însuși au nevoie de eliberare. You see, it's a serious business being a leader. Vedeți, a fi un lider este o lucrare serioasă, o lucrare de importanță majoră. King David said, "Thou desirest truth on the inward parts." Împăratul David spune, dorința ta este ca adevărul să locuiască în adâncul inimii mele. You have to be what you practice, preach. Tu trebuie să fii ceea ce predici. The truth has to be in us. Adevărul trebuie să fie noi. Amen. Yes. All right. The third sign. Al treilea semn was pouring water out and it became blood. A pune apă, a turna apa afară care s-a transformat în sânge. That was a sign that Moses had authority to judge the people. Acest semn era faptul că Moise avea autoritatea de a judeca poporul. And in Zechariah chapter 3. În Zaharia capitolul 3. There is a promise for the servants of God. Este o promisiune pentru slujitorii lui Dumnezeu. That they will pass by places that others stand by and they will judge his people. Că vor trece pe la locuri sau vor sta în locuri în care vor judeca pe oameni. You know, as a pastor, you have to judge people. Ca și pastor îți revine slujba de a evalua viața oamenilor, a judeca într-un mod corect, pozitiv. So often in the congregations, atât de deseori în adunări, you know, you have people that commit sin. Ai oameni care păcătuiesc. And you have to deal with those people. Și trebuie să adresezi păcatul și pe situația din viața acestor oameni. And one of the verses that I covet very much in such situations. Una din versetele care eu le prețuiesc foarte mult în asemenea situații. It says, "Let my sentence come from your presence." Spune cuvântul, lasă ca sentința să vină, Doamne, din prezența ta. And during the 50 years I've been in the ministry. Și pe perioada de 50 de ani de când sunt eu în lucrare. I've had many situations. Am avut așa de multe situații. Where I've had to deal with pastors. A trebuit să am de a face cu pastori. Members of the congregation. Membri din biserică. Who have fallen into sin. Care au păcătuit. And you cannot go on principles. Și nu poți să mergi aici pe principii. Because God deals with everybody differently. Pentru că Dumnezeu tratează pe fiecare persoană diferit. You know, as a young pastor, I think he was a youth pastor. Ca un pastor de tineret, eram un pastor de tineret. In Canada. Eram în Canada. And I was having a convention in his church. Aveam o conferință în biserică. And he said, "Can I come and see you?" Și mi-a spus, "Pot să vin să te văd." So I said, "Yes," and he came to see me. Da, i-am spus și a venit să se întâlnească cu mine. He said, "I've fallen into homosexuality." Spuneam, am căzut în păcatul homosexualității. He said, "I'm willing to do anything you tell me to do." Și mi-a spus, "Sunt gata să fac orice îmi vei spune." "I'm willing to resign." Sunt gata să depun demisia. "I'm willing to tell my wife." Sunt gata să-i spun soției mele. "I'm willing to tell the senior pastor." O să-i spun pastorului senior. "I'm willing to stand before the congregation and confess." Sunt gata să stau în fața bisericii să mărturisesc păcatul meu. He said, "Anything you say, I will do." Tot ceea ce îmi vei spune, am să fac. "I'm willing to resign." Sunt gata să renunț, să-mi dau demisia. So I said, "Well, come back.
come back tomorrow morning. Și am spus, dăm timp și vino mâine dimineață din nou să te întâlnești cu mine. And I'll tell you what the Lord told me. Și îți voi spune ce mi-a spus Domnul. So I said to the Lord, i-am spus Domnului, what do you want to say? Doamne, ce vrei să-i spui tânărului acesta? He said, I just want to cover him. I require nothing else. Vreau să-l acoper. Nu cer nimic de la el. So he came back the following morning. A venit ziua următoare din nou. His face was white. Și era alb la față. He said, what did the Lord say? Aștepta sentința. Ce a spus Domnul, frate? I said, the Lord said he requires nothing from you. The confession to me was sufficient. Domnul nu îți cere nimic. Mărturisirea în fața mea spune el că a fost suficientă. I said, does that witness in your heart? Este vreo mărturie în inima ta? He said, oh yes. Oh da. He was so filled with joy. A fost așa plin de bucurie. But dar there was another situation. A mai fost o altă situație. With two young men in another congregation. Cu doi tineri dintr-o altă adunare. Who had gone into fornication? Care au păcătuit și au comis adulter. And the pastor called me. Și pastorul m-a chemat. And he said, "What shall I do?" M-a sunat și mi-a spus ce să fac. So I said to the Lord, "Well, what do you want them to do?" I-am spus Domnului, ce vrei să faci? Now with these two young men. Acești doi tineri. The Lord said, "I want them to publicly confess to the congregation." Domnul a spus, vreau ca ei să mărturisească în mod public în fața adunării. "I want them to sit in the congregation and do nothing for one year." Vreau să stea în adunare și o perioadă de un an de zile să nu facă nimic în adunare. "If they will do that," dacă vor face asta, "I will restore them." Voi restaura lucrarea și viața lor. So I stood up with one young man after another while they confessed. Am stat, m-am ridicat cu acei tineri unul câte unul până când i-au mărturisit păcatul lor. But do you know what happened? Știi ce s-a întâmplat? They did not obey. N-au ascultat. They did not stay in the congregation. N-au stat în adunare. They left for another church. Au plecat la o altă biserică. And the result is their lives have been miserable, filled with divorce and every other sin afterwards. Și rezultatul vieții lor a fost că viața lor a fost umplută de divorț, de păcate după păcate și distrusă. You see, the sentence must come from God. Vezi, sentința trebuie să vină de la Dumnezeu. And so you see, with each person it's different. Cu fiecare persoană este diferit. God requires one thing of one person, another of another. Dumnezeu cere un lucru de la o persoană și altele de la celelalte persoane. And as a leader, you have to hear from God. Ca lider, noi trebuie să auzim, să ascultăm de la Dumnezeu. Concerning each person. Cu privire la fiecare persoană. Another case, an elder in one of our churches. Un presbiter din biserica noastră. He had fallen into adultery. A căzut în adulter, a comis adulter. And he said, "What shall I do?" Ce să fac, a spus el. The pastor and I prayed. Pastorul și cu mine ne-am rugat. And the Lord said, "It's sufficient for him to resign his position." Este suficient ca el să renunțe, să-și dea demisia. And that's all I require. Atât îi cer acum. I don't require a public confession. Nu cer să facă o mărturisire publică. I just require a resignation. Cer doar demisia. He did that. A făcut asta. And a few years later. Ani mai târziu. God raised him up to pastor another congregation. Dumnezeu l-a ridicat să păstorească o altă adunare. You see, as leaders, ca și lideri, we will judge the people of God. Noi suntem chemați să judecăm poporul Dumnezeu. But let our sentence come from His presence. Dar fie ca sentința să vină din prezența lui Dumnezeu. Well, Moses was commissioned by God. Moise a fost trimis de Dumnezeu. He took his wife and children, his boys, towards Egypt. Și-a luat soția, copiii, băieții și s-a îndreptat spre Egipt. And there God sought to kill Moses. A ajuns la mare și acolo Domnul a încercat să-l ucidă pe Moise. Why? De ce? Because he was to be the minister of circumcision, but he was not fulfilling that task in his own household. Pentru că el trebuia să fie acela care să administreze tăierea împrejur, dar el n-a făcut-o în casa lui.
And his wife Zipporah circumcised the boys and stayed the hand of God. Sefora a luat o piatră și a tăiat împrejurul pe copiii lui. And do we see the solemnity of that? Și vedem lucrul și solemnitatea acestui fapt. Preaching one thing and not practicing it. Vezi, Moise a predicat, era împrejur, dar el n-a practicat-o în familia lui. And although God had prepared Moses, cu toate că Dumnezeu l-a pregătit pe Moise, God's standards were so high. Standardele lui Dumnezeu erau atât de înalte, that he was willing to remove Moses, că era gata să-l îndepărteze chiar pe Moise. Because Moses was not practicing what he preached. Pentru că Moise n-a practicat ceea ce a predicat. Well, you know, that should be a warning. Asta trebuie să ne fie o avertizare pentru noi. Do you know, I've had people say to me, știți, am avut oameni care mi-au spus, I'm all right. Sunt în ordine. I've prophesied. Eu profețesc. And the prophecy has come to pass. Am profețit și profeția s-a împlinit. I'm all right. Sunt în ordine. And here they are living in adultery. Și trăiesc în adulter, în păcat. Oh no. Nu, nu. Oh no, no, no. Nu, nu, nu. Now then, Moses, the next step was Aaron met him. Următorul pas al lui Moise a fost întâlnirea cu Aaron. And Moses spoke to Aaron. Și Moise vorbește cu Aaron. And showed him what God had given him. Și arată ceea ce Dumnezeu îi spune, ceea ce Dumnezeu i-a arătat. And then Aaron stood by the side of Moses. Aaron a fost acela care a stat de partea lui Moise. When God speaks to you as a pastor. Atunci când Domnul îți vorbește ție ca și pastor. The next person you communicate with is your associate or assistant pastor. Următoarea sau prima persoană cu care stai de vorbă sunt asociația, asistenții tăi, pastorii ceilalți. And then afterwards he met the elders. Și după aceea s-a întâlnit cu bătrânii. And they stood with him. Și bătrânii de asemenea au stat cu el. Then he went to the congregation. Apoi doar s-a dus în fața adunării, a bisericii. You never go directly to the congregation. Nu te duci niciodată direct la adunare. You first have your leadership with you. Ai conducerea întotdeauna cu tine. And then the congregation look at the leaders. Atunci adunarea se uită la lideri. And they accept what the leadership says. Și de obicei adunarea acceptă ceea ce liderii spun. But I've known so many pastors. Dar știu așa de mulți pastori. I think God has spoken to them. Cred că Dumnezeu le-a vorbit. They declare it before everybody. Declară în fața tuturor. Before it's been judged by the leadership. Înainte de a fi evaluată și judecat cuvântul Domnului de către conducere, presbiteri, bătrâni, pastori. And they get into terrible trouble. Și atunci intră în probleme. So now he comes before the congregation. Vine în fața adunării. And the congregation is with him. Și adunarea, poporul este cu el. Now he goes to confront Pharaoh. Acum el merge să-l confrunte pe faraon. And Pharaoh hardens his heart. Și faraon își împietrește inima. And he has chains and jambres. Are acolo tot felul de oameni, who do the same miracles, tot felul de vrăjitori care fac aceleași miracole ca lui Moise. And Pharaoh rejects Moses. Și faraon respinge pe Moise. And he increases the burdens on the congregation. Și ceea ce face întărește povara și mărește povara pusă peste poporul evreu. And then the congregation is against Moses. Iată că poporul se ridică atunci împotriva lui Moise. Welcome to the leadership. Oh, bine ai venit în conducere. Those are the joys of a leader. Astea sunt bucuriile unui lider. There are 9 plagues. Sunt 9 plăgi. And as you study these plagues, și în timp ce studiem aceste urgii, you will find a very interesting truth. Vedem adevărul foarte interesant. Each one of those plagues is directed against the gods the Egyptians worshipped. Fiecare dintre aceste urgii atacă direct unul din dumnezeii pe care egiptenii îi slujeau. Now we have to understand a very important truth here. Trebuie să înțelegem un adevăr foarte important. Pharaoh was a man. Faraon era un om. But he was strengthened by all these demonic gods of
Egypt. Dar a întărit de toți acești dumnezei demonici care și principalități demonice a Egiptului cărora poporul acesta le slujea. And in order to fulfill God's will for our lives. Și pentru a împlini voia lui Dumnezeu în viața noastră. We often have to bring down these demonic beings that hold the people into captivity. Trebuie să coborâm, să aducem sub picioarele noastre aceste principalități demonice care îi țin pe oameni în captivitate. And here again is a truth. Și din nou un adevăr. A number of years ago I was in a convention. Cu urmă cu un an l-am la o întâlnire și la o tânără. In the United States. În Statele Unite. The chairman of the convention. Așa că cel care prezida acea conferință. Called up all the pastors who lived in a certain city in America. I-a sunat și i-a chemat pe toți păstorii care locuiesc într-un anume oraș din America. And he said, "We will bind the strong man over that city." Și a zis, "Vrem să legăm pe cel tare de peste orașul vostru." So all the pastors were walking on the platform. I bind you, I bind you, I bind you. Și toți păstorii s-au dus pe scenă și au început, te leg, te leg și te legăm și te legăm. And I was seated way over there. Și eu stăteam undeva acolo în spate. And God opened my eyes. Și Domnul mi-a deschis ochii spirituali. Standing beside me was the angel that controlled that city. Și lângă mine era îngerul care controla, îngerul întunericului care controla orașul acela. He was a tremendous angel. Era un înger extraordinar. Of course, this was one of the largest cities in the world. Era una din orașele cele mai mari ale lumii. And he was a very tall angel. Era un înger înalt, înalt. Very big. Mare. And he looked down at me. S-a uitat în jos. With such contempt. Cu așa dispreț. The Lord spoke to me. Și Domnul mi-a vorbit atunci. He said, "That is the angel they're seeking to bind." Și zice, ăsta e îngerul pe care ia de acolo încearcă să lege. He said, "Don't you touch him." Să nu te atingi de el. Number one, you haven't got the power. În primul rând, nu ai puterea pentru asta. I looked up at this huge angel. M-am uitat la îngerul ăsta înalt și I said, "I understand, Lord." Și am zis, Doamne, te înțeleg, te respect, Doamne. But then something else. Dar Domnul mi-a spus ceva. He said, "It's not his time to go." Nu este timpul lui să plece acum. So the angel watched all these pastors on the convention, on the platform. Și că îngerul stătea acolo și se uita la păstoria de pe platformă. I bind you, I bind you, I bind you. Care cântau, te leg, te leg, te leg. The angel just looked at them. Și îngerul doar s-a uitat la ei. You see, there is a time. Vedeți, în economia lui Dumnezeu este un timp. I was on a faculty of a Bible college. Eram în parte din echipa profesorală la o facultate. And that Bible college was bound spiritually. Și acea facultate era din punct de vedere spiritual era legată, oprimată. And I had to take a journey. Și a trebuit să călătoresc. Of about 2000 miles. O călătorie de vreo 2000 de mile. And we were received by a lady. Am fost primiți de o doamnă. Into her house. În casa ei. And so I left my wife to talk to the lady. Și am lăsat-o pe soția mea să de vorbă cu doamna aceea. So I was sitting in this room. Și am stat într-o încăpere. And two angels appeared before me. Și mi-au apărut doi îngeri. The Holy Spirit says, "These are the two angels that are binding that Bible college." Aceștia sunt cei doi îngeri care țin acea facultate, acea colegiu legat. Now command that a chain come up. Acum poruncește ca lanțurile să and bind those angels. Să vină și să îi lege pe acești doi îngeri. So I said to the angels. Am spus îngerilor. The Holy Spirit commands me to command a chain to come up and bind you. Duhul Sfânt îmi spune să poruncesc ca lanțurile să vină și să fiți legați. And these two angels just bowed. Și acești doi îngeri s-au plecat. So I said, "Let a chain come up." Am să vină lanțurile. And from the floor a black chain came up. Și din pardosia așa am văzut cum vine un lanțuri negre. I said, "Bind these angels." Legați-i pe îngeri aceștia. The angels just stood there. Îngerii întunericului au stat doar. The chain bound them. Lanțurile le-a legat. And then the Holy Spirit said, "Command
that they go down into hell. Și spune, poruncește ca ei să meargă acolo unde e locul lor, în iad. And I said, I am to command that this chain take you down into hell. În prim porunca lui Dumnezeu, vă poruncesc să mergeți în iad. They bowed. S-au plecat. And the chain took them down into hell. Și lanțurile i-au tras în iad. Then when I got back to the Bible school. M-am întors la facultate, la școala biblică. The two people that those angels were working through. Doi oameni prin care acești îngeri funcționau, lucrau, operau. Fell into open immorality. Au căzut în păcatul, în imoralitate. They were removed from their positions. Și au fost îndepărtați din pozițiile lor. And the Spirit of God moved. Și Duhul Domnului s-a mișcat peste acea școală biblică. You see, what I want to say is this. Ceea ce doresc să vă spun, dragilor. You know, you either have the authority or you don't have the authority. Este una din două, ori ai autoritatea sau nu ai. And you cannot take that which is not given to you. Și nu poți să iei ceea ce nu ți-a fost dat. And Satan knows who has the authority. Diavolul știe cine are autoritate. That tremendous angel that governed that city. Acel uriaș înger care v-am spus că era principalitatea care I could have shouted, I bind you, I bind you, I bind you. Care conducea acel oraș, puteam să strig către el, te leg, te leg, te leg și iar te leg. He would look down at me. Se uita probabil jos în la mine. Și îl dădea un I'd come bang. Îmi dădea un bobărnac și eram pe spate. See, but the other two angels knew. Dar ceilalți doi au știut. So in this matter of coming against demonic powers. Așa că la subiectul acesta a ne împotrivi puterilor demonice. We must move in God. Trebuie să ne mișcăm cu Dumnezeu. And Moses brought down those demonic powers. Și Moise a fost cel pe care Dumnezeu l-a folosit să aducă la pământ, să dărâme aceste puteri demonice. And then before the 10th plague. Și înaintea celei de-a 10-a urgii. The slaying of the firstborn. Omorârea întâiului născut. The commandment was to slay a lamb. Porunca a fost să omoare, să jertfească un miel. It was the inauguration of the feast of Passover. Atunci s-a inaugurat acea celebrare care era Paștele. And that lamb was slain, a lamb for a house. A fost pentru fiecare casă era un miel care era jertfit. The blood was put there sângele, over the house. Sângele era pus la usciorii ușii. And when the evil angels came into the land of Egypt. Și atunci când îngerul morții a venit în țara Egiptului. To slay the firstborn. Pentru a omorî pe cei întâi născuți. When they saw the blood, they passed over. Văzând sângele, au trecut mai departe. And so there was the inauguration of the Passover. Aceasta a fost inaugurarea Paștelor. Christ is our Passover. Hristos este Paștele nostru, mielul pascal. And then they were to eat it as men on a journey. Și ei trebuiau să mănânce mielul acela ca niște oameni în călătorie, în tranziție. So as leaders, we've got to bring people to salvation. Ca și lideri noi trebuie să aducem pe oameni la mântuire, la salvare. We've got to know where God would have us be. Trebuie să știm unde Dumnezeu dorește ca noi să fim. Moses was sent to Egypt. Moise a fost trimis în Egipt. You have to know the town or city that you're sent to. Tu trebuie să știi orașul, comunitatea, partea a țării în care Dumnezeu te-a trimis. And have the authority to bring down those powers of evil. Și să ai autoritatea să poruncești acestor principalități ale întunericului.